Hai, noroc, mă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod. Bă, care este treaba cu acest episod? Eu, practic, să spun așa, m-am săturat. De ce spun că m-am săturat? Pentru că NQ Gaming, după cum puteți ști, a scăzut extrem de mult și probabil este într-o continuă scădere. Asta este nu că mă oftic, dar nu mi se pare ceva normal, ceva care se întâmplă cel puțin doar în România. Și aș vrea rugămintea să ascultați până la capăt acest episod. Nu vă pun să dați like, nu din astea, pana mea. Nu că am ceva cu, adică am cu toți care fac servere de genul, dar nu vreau să-mi aduc hate pe canal, dar am simțit că este nevoie să fac un infovideo de genul. Bun, care este treaba? Acest server tocmai s-a deschis acum 2 zile. Iar youtuberul Tutchior, care face serie la noi pe server, a făcut o promovare la acest server. Serverul, în momentul de față, are 32 online și pică din 2 în 2 minute. Deci da, pică din 2 în 2 minute. Am o poză să vă arăt în care ownerul zice pe /anno: nu vă speriați, serverul este în flood, nu e panică, man. Deci, practic... Să vă spun, cum este comunitatea gaming în România? Nu este apreciat ce este unic, nu zic că serverul este unic în totalitate, dar nu este apreciat ceea ce este bine făcut și ceea ce are un viitor în comunitatea de gaming. Serverul meu are un an și ceva, am avut și 300 de playeri, am avut și 200, deci serverul meu este de un an și 2 luni. Pe fundal se aude așa deoarece este Crystal în conferință cu mine. Zi-mă și tu, salut! Sau te-ai pus pe mut, Damien? Zi salut! Salut, salut! Bun, hai, care este ideea, să vă arăt. Deci serverul are cu 10 playeri în momentul de față mai mult ca mine la această oră. Să vă spun care este faza. Este un GM bugged, big zone editat. Normal, pentru că în comunitatea de gaming din ziua de azi, dacă ai GM bugged, poate să fii cel mai pro server din România, tu ai playeri. Unul la mână, hai să vă prezint pe ce server joacă lumea. Pe un server pe care la Ownerii au uitat scripterul, dacă se poate numi scripter cel care modifică niște reclame. A uitat o simplă paranteză, ceva de genul, și culoarea s-a dus pe sulă. Bun, cam asta ar fi. Comanda bonus, care se presupune că ar trebui să-mi dea nivel 5, nu merge, nu scrie nimic și am făcut mai înainte un spam de 10 comenzi și a picat serverul. Normal, deci se bagă în facțiuni pe oricine. Liderii s-au ales în felul următor. Prima persoană care dă N primește leader taxi. Deci așa se face. Lumea, deci aici am mai mult de 13 ani la comunitatea asta, nu, ceva gen. Deci odată o băgat în facțiune pe cine vrut, leader, helpere și tot așa. Au avut și 75 în serverul ăsta, deci rețineți. Au un grad care se numește donator, dar de fapt scripterul a scris greșit pentru că a scris dondator, da? Deci scripterul este așa tâmpit încât în loc de donator a scris dondator și după cum puteți vedea aici este un gard în fapt. Bă, Cristal, unde? Hai să arăt o șmecherie. Da, deci practic în ziua de azi, bă, a zis că nu se mai poate așa, adică totuși... Un GM de genul să aibă player mi se pare ceva normal și voi nu înțelegeți, voi tot continuați să jucați pe serverele de genul. Spune-mi unde ești, te rog. Să la spawn. A picat iar. Deci ceea ce ziceam, cât au trecut din filmare? 3 minute 49, exact, am început filmarea exact când a picat serverul. Bun, acum o să pice și o să revină într-o secundă, desigur, și acum iar o să scrie fondatorul. Ne panică, man, a fost un simplu flood. Deci și serverul continuă să aibă player în continuu. Deci nici că nu se lasă, ca să spun așa. Este interesant dacă le merge quest-ul, mă. Dar de unde am mai copiat și quest-ul ăsta? Că ei sigur nu l-au făcut. Ia, mai frate, ce faci? Nu se mai poate așa ceva. Deci chiar am simțit că este nevoie să fac acest video informativ, într-un fel informativ, cu o mică promovare. Promovare. Da, deci acest server mai mult de 2 săptămâni nu-i dau. Deci mai mult de 2 săptămâni, fai, ma. 2 săptămâni e închis și pus și restricție pe el. Da, deci am simțit, iar a picat. Deci nu se poate așa ceva, frate, deci... Voi alegeți să jucați pe servere de genul
nu alege să jucați pe un server care este de un an și ceva. Stafful este destul de bun, avem un scripter experimentat și facem update-uri destul de des și nu este ceva de genul. Deci, bravo fraților, baftă cu serverul și pe voi, baftă să vă jucați pe orice server vreți voi. Ciao!